Omul care l-a văzut ultima oară pe primarul Fugar rupe tăcerea. În exclusivitate pentru Antena 3 CNN, viceprimarul din Baia Mare, Doru Dăncuș, povestește ziua în care l-a văzut ultima dată pe primar și mai spune că a pus la dispoziție polițiștilor imaginile de pe camerele de supraveghere. Să-l ascultăm. Ziua de joi a fost una normală, atât pentru mine cât și pentru domnul primar Cherecheș. Am avut o zi plină cu ședință de comisie, premergătoare ședinței de Consiliu Local. După ședința de Consiliu Local, eu m-am deplasat în biroul dânsului și am avut câteva discuții legate de organizarea târgului de Crăciun, de amplasarea standurilor în acea locație. Am mai discutat anumite chestiuni administrative. În jurul orei 19:30 am părăsit sediul primăriei și de atunci nu l-am mai văzut. Știam că o să transmită un mesaj, se pregătea de un live pe Facebook. Nu mi-a dat absolut nimic de înțeles că ar fi, știu eu, într-o anumită situație care să îl determine să părăsească țara. Nu am fost la declarații la poliție, în schimb, atunci când s-au prezentat ofițerii de la poliția județului Maramureș, le-am pus la dispoziție accesul la camerele de la vedere în incinta primăriei și am colaborat cu organele pentru a-și putea desfășura ancheta atât eu cât și colegii mei. Și am furnizat informațiile care ne-au fost solicitate. Eu nu am vizualizat acele imagini. Imaginele au fost vizualizate de către ofițerii judiciarii de la IPJ Maramureș. Și o să vedeți și ultima imagine cu primarul Fugar. La atâtea zile, deocamdată, nu avem detalii de la poliția română. Sunt alte piste, trei țări în care ar fi putut să fugă Cătălin Cherecheș. Discutăm imediat. Acum mergem la colega mea, Andreea Borboros, cea care reface traseul. Cine l-a lăsat să fugă pe primar? Cum a păcălit autoritățile? Andreea, bun găsit, ești la casa primarului, curtea din care a reușit să fugă. Spune-ne totul, cum a început acest film. Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Ei bine, după ce a părăsit sediul primăriei din Baia Mare cu ajutorul taximetristului care a condus, atenție, mașina secretarei, edilul a ajuns la domiciliu. Trebuie să spun faptul că acesta a intrat în locuința sa de pe strada paralelă cu cea pe care noi ne aflăm, asta pentru că edilul deține mai multe proprietăți în zonă, motiv pentru care, iată, se pare că s-a folosit de curtea celei de-a doua proprietăți pe care o are aici, astfel că a părăsit casa după ce și-a făcut un sumar bagaj, a pus un hanorac pe el și a tras gluga pe cap și a ieșit chiar pe această poartă, aici în stradă, de unde a plecat pe jos în grabă, pentru că așa spunea taximetristul. A mers circa un kilometru pe jos, acolo unde taximetristul primise un bilețel cu adresă, știa că trebuie să ridice pe altă persoană, de altfel chiar taximetristul a declarat în fața anchetatorilor că a rămas surprins că la mașina lui a apărut primarul și a pus un bilețel pe care scria Satul Mare. E bine, de acolo cei doi s-au dus împreună spre orașul Satu Mare, de unde se pare că primarul Cătălin Cherecheș ar fi luat un alt taxiu cu care de altfel se pare că a reușit și să părăsească țara. Anchetatorii au fost aici, cel mai probabil au luat inclusiv camerele de supraveghere de pe această zonă, cele care îl surprind pe primar în timp ce aleargă grăbit, are un pas grăbit pentru a ajunge la locul unde îl aștepta taximetristul. Trebuie însă spus faptul că în aceste momente, în acest dosar, se fac verificări. Au fost foarte multe persoane audiate, asta pentru că anchetatorii încearcă să stabilească cu exactitate dacă Cherecheș a avut complici sau dacă cei care l-au ajutat, atât cu transportul, cât și cu planul pe care Cherecheș l-a făcut în ceea ce privește fuga lui, cum anume acesta a ajuns în ascunzătoare, pentru că deocamdată anchetatorii nu știu cu exactitate unde a ajuns Cătălin Cherecheș. Ce știu este faptul că aceștia i-au pierdut urma în Ungaria. Noi o să încercăm astăzi aici la Antena 3 CNN să refacem pas cu pas traseul lui Cătălin Cherecheș de la primărie până la locul unde la această oră se ascunde.
Te așteptăm, Andreea Borboros, cu toate aceste detalii, pentru că vedem deocamdată nicio pistă clară din partea polițiștilor. Sunt anchete, a fost un val de demiteri ale celor care conduc instituțiile, care l-au lăsat pe Kerekes să fugă. Haideți să vedem ce spun românii, pentru că în acest moment Cătălin Kerekes este în continuare primar în Baia Mare. Ce părere aveți de faptul că nu avem primar de atâta timp? Că e fugar? Rea, fiindcă a fugit din oraș, trebuia să se predeie, după cum a declarat el în acele momente, trebuia totuși să se predeie. Dacă a făcut o infracțiune, trebuie să respecti legea. Mai bine că s-a dus, că probabil că o să fie altul mai bun. Te crezi că e ok ce-a făcut? Nu e ok, dar... N-avem primarul ăsta acum, e bine. Când alegem unul mai bun. Și faptul că a fugit? Ar trebui pedepsit o pedeapsă la maxim. 12 ani cât a fost primar, o furat. Dar din primar de atâta timp, că n-am avut niciodată primar, am avut mahut. Ce părere? Altă părere ce să am. Asta e condamnat tot.